Deputatul european Siegfried Mureșan a efectuat o vizită în județul Suceava. Acesta a vizitat cetatea de scaun, muzeul de istorie, dar și stațiunea turistică Gura Humorului. Europarlamentarul liberal a declarat că la Suceava a observat progrese semnificative în domeniile care țin de administrația locală și stagnarea proiectelor care depind de guvern. Sigfrid Mureșan a declarat că autoritățile locale au atras fonduri europene pentru a restaura obiectivele turistice din județ. Sunt investiții care permit păstrarea și punerea în valoare a tradițiilor și obiceiurilor locale. Totodată, ele au un impact pozitiv asupra economiei pentru că atrag foarte mulți turiști. Cetatea de scaun la Sucevei, de exemplu, a fost vizitată anul trecut de peste 200.000 de turiști. Oamenii vin în Suceava pentru că au ce vizita, iar infrastructura turistică este modernizată. Prima ediție a festivalului Fest. Festival în est și târgul de toamnă produs în Bucovina de la gura humorului, evenimente la care a participat deputatul european contribuie la dezvoltarea turismului și a economiei locale. De asemenea, conform declarațiilor făcute de europarlamentarul PNL, caravana meseriilor organizată săptămâna aceasta în Suceava este o foarte bună inițiativă a autorităților locale, deoarece este promovat învățământul profesional în sistem dual. În toate statele membre ale Uniunii Europene în care funcționează acest tip de învățământ tinerii își găsesc ușor un loc de muncă. Muncă, iar șomajul este redus. Suceava este unul dintre județele din care românii au plecat cel mai mult în străinătate după 1990, iar acum și această regiune suferă de lipsă de forță de muncă calificată. De aceea este foarte important ca tinerii suceveni să fie sprijiniți să învețe o meserie pe care să o profeseze în țară. Nu în ultimul rând, Spitalul Județean din Suceava, unde Consiliul Județean Suceava a investit mult și a promovat multe proiecte, este unul dintre puținele spitale județene din România la standarde europene. Pe de altă parte, de. Deputatul european a declarat că județul Suceava are de suferit din cauza incapacității Guvernului României de a dezvolta proiecte de infrastructură de transport, chiar dacă există fonduri europene alocate țării noastre special pentru acest domeniu. Interconectarea regiunilor istorice și deschiderea Moldovei către Europa prin autostrada Iași-Târgu-Neamț-Târgu-Mureș ar trebui să fie priorități pentru orice guvern. O autostradă în Moldova ar duce la o creștere a investițiilor în regiune și, totodată, la crearea de locuri de muncă mai bine plătite pentru suceveni. Guvernul Dăncil nu a făcut însă nimic. Autostrada Moldovei efectiv nu există ca proiect pentru acest guvern. De asemenea, același guvern nu a mai alocat bani pentru centura Sucevei din 2012.